Sistemul tău multimedia Opener Link integrează cele mai bune tehnologii Google pentru o experiență de conducere mai intuitivă și mai personalizată. Datorită aplicației MyRenault, experiența Opener Link continuă pe smartphone-ul tău. Pentru a valorifica la maximum sistemul multimedia Opener Link, creează un cont MyRenault, un cont Google și un cont Orange prin simpla efectuare a acestor pași. Proiectată să-ți simplifice viața, aplicația MyRenault îți permite să consulți toate informațiile importante despre vehicul, cum ar fi următoarea întreținere și să interacționezi cu aceasta de pe smartphone. Vei avea posibilitatea să îl localizezi, să verifici nivelul de încărcare, să programezi încărcarea de la distanță și multe alte caracteristici. Pentru a beneficia de toate funcțiile aplicației MyRenault, descarcă aplicația pe smartphone din App Store sau Google Play. Apoi, conectează-te la aplicație, apasă pe Înregistrare și introdu informațiile solicitate pentru a-ți crea contul. După aceea, vei primi un e-mail de la Renault prin care ți se va confirma înregistrarea. Apoi, mergi înapoi la aplicație și introdu adresa de e-mail și parola pentru a te autentifica. Tot ce trebuie să faci este să realizezi sincronizarea cu vehiculul atunci când te afli la bord. Datorită aplicațiilor și serviciilor Google integrate în Opener Link, contul tău Google îți va permite să beneficiezi de o navigare personalizată la bord prin intermediul Google Maps sau a aplicațiilor descărcate din Google Play. Cu ajutorul Google Assistant poți realiza acțiunile necesare doar prin intermediul vocii. Trimite mesaje, obține indicații, controlează anumite caracteristici ale vehiculului și multe altele. Pentru a începe, este suficient să rostești Hey Google sau apasă scurt pe butonul de control al volumului de pe volan. Dacă ești deja conectat la un produs Google, cum ar fi Google Play sau Gmail, aceasta înseamnă că ai deja un cont Google pe care îl poți utiliza cu Opener Link. Dacă nu, iată cum îți poți crea propriul cont Google. Accesează pagina principală Google introducând adresa www.google.com/accounts. Apasă pe Creare cont și alege profilul tău. Introdu prenumele, numele de familie și numele de utilizator pentru a genera o adresă de e-mail Google. Dacă dorești să utilizezi o adresă de e-mail existentă, diferită de Gmail, apasă pe Folosește în schimb adresa mea de e-mail actuală. Validează adresa de e-mail folosind codul trimis la adresa ta de e-mail existentă. Introdu o parolă, confirmă și apasă pe Înainte. Apoi, introdu informațiile solicitate și apasă pe Înainte. Alege setările de personalizare și apasă pe Înainte. Confirmă setările de personalizare și, la final, apasă pe Sunt de acord la condițiile de utilizare și politica de confidențialitate Google. Acum, contul tău Google este creat! Pentru a te bucura de aplicațiile descărcate din Google Play direct din sistemul tău Opener Link, cum ar fi podcasturi sau aplicații de redare audio în flux, fără a utiliza planul de date al telefonului, activează planul de date internet mobil de la Orange pe portalul Orange. Pentru a beneficia de planul de date internet mobil de la Orange, trebuie să creezi un cont Orange. Pentru a face acest lucru, conectează-te la platforma Orange, internetonthemove.orange-business.com/renault. Pe această pagină, alege țara ta de reședință, introdu adresa de e-mail și creează o parolă. După aceea, vei primi un e-mail prin care ți se va confirma crearea contului. Acum, te poți conecta cu detaliile tale de autentificare. Pentru a-ți activa pachetul de date internet mobil de la Orange, completează-ți profilul. Mai întâi, selectează tipul de document de identitate a cărui copii o furnizezi. Atașează o copie a documentului tău de identitate sau fotografiază-l.
confirmă sau corectează informațiile, apoi apasă pe Înainte. La final, salvează-ți adresa și apasă pe Confirmare. Tot ce trebuie să faci este să îți înregistrezi vehiculul atunci când primești certificatul de înregistrare, indicând numărul șasiului sau VIN-ul care se află în căsuța E a certificatului. Reține că, pentru a achiziționa date de internet suplimentare, trebuie doar să accesezi fila Pachet de date și să selectezi oferta dorită. Reține de asemenea că poți accesa platforma Orange din contul MyRenault. Nu uita că vei avea nevoie de acreditările și parolele conturilor MyRenault și Google pentru a-ți configura profilul în sistemul multimedia OpenAirLink din vehiculul tău.